Bună seara, sunt Dragoș Șăbeanu, bine ați venit la Jurnalul de Agricultură, singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Haideți să vedem care sunt știrile. Una dintre primele sesiuni de finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, ce vor fi deschise în luna februarie acestui an, se adresează grupurilor de acțiune locală. Astfel, garurile pot lua până la 200.000 de euro pentru proiecte ce vizează dezvoltarea comunităților locale. Măsura 19, dezvoltarea locală lider, se aplică pentru zonele cu o populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 de locuitori. Astfel, galurile pot fi formate din comune și orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Un caz special îl reprezintă Delta Dunării, care din cauza densității reduse a populației va beneficia de un prag minim de 5.000 de locuitori. Pentru a atrage finanțare, galurile vor trebui să realizeze strategii de dezvoltare locală care vor fi selectate în baza unei singure proceduri publice de selecție. Aceasta va fi elaborată la nivelul Ministerului Agriculturii și care presupune verificarea eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție, urmând a fi stabilit în cadrul național de implementare un punctaj minim pentru selecția strategiilor de dezvoltare locală. Strategiile de dezvoltare locală vor fi selectate de reprezentanții Agenției de Plăți și Autorității de Management. Galurile neperformante nu vor mai primi finanțare potrivit planului inițial, iar sumele rămase vor fi redistribuite grupurilor de acțiune locală care și-au respectat calendarul adoptat. Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LIDER 2014-2020 se au în vedere și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. Sunt încurajate investițiile ce vizează eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de căldură pe bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de comunitate. Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil va fi de 200.000 de euro pe gal pentru fiecare proiect de cooperare. Procentul cheltuielilor eligibile este de 100%. Grupurile de acțiune locală selectate pot solicita Agenției de Plăți plata unui avans aferent costurilor de funcționare și animare după semnarea contractului de finanțare. Quantumul avansului nu poate depăși 50% din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare. Suprafața eligibilă lider este de aproximativ 230.000 de kilometri pătrați și înglobează o populație de peste 11 milioane de locuitori. Acoperirea vizată a teritoriului și a populației eligibile lider este de 100%, cu un număr estimat de 120 de galuri. Se apropie tot mai mult momentul în care cotele de lapte vor fi eliminate. Autoritățile române bat palma cu vecinii bulgari pentru a căuta soluții care să protejeze fermierii din aceste două state după data de 1 aprilie. Poluatorul plătește, spun oficialii români, care vor să trimită la Bruxelles această măsură pentru a proteja mai bine piața laptelui. Dacă ai perturbat piața, tu ca și companie, adică dacă ai intrat cu o cantitate mai mare de lapte care a dus la scăderea drastică a achizițiilor de pe piața locală sau la scăderea prețurilor foarte mult și nu mai poate fi sustenabil pentru producătorul local, compania trebuie să plătească acea diferență între costul de producție și prețul pieței, ca să fie menținut un echilibru. Aceasta este propunerea pe care oficialii români o vor pune pe masa bulgarilor spre dezbatere, având în vedere că eliminarea cotelor de lapte bate la ușă. Secretarul de stat Daniel Botănoiu a declarat că sunt luate în calcul și soluții legate de capacitățile de depozitare pentru lactate, însă România este deficitară la acest capitol. Noi nu avem capacitățile de depozitare sau de procesare pentru unt, lapte praf sau cașcaval, cum au alte state care dețin cooperative și infrastructură de peste 60 de ani. Asocierea este o soluție în fața eliminării cotelor de lapte pentru crescătorii de vaci, a declarat pentru AgroTV și doctorul Mihai Petcu, un cunoscut fermier de lângă București. Această dezbinare duce la pierderea calităților genetice ale animalelor. Noi de la 7 milioane de vaci mai avem unul și ceva. Din ăsta numai câteva procente sunt cele care vacile de valoare genetică mare care sunt în exploatații mari. Restul sunt la țăranul, vacă două.
Ministerul Agriculturii va aduce în discuție în grupul de lucru și de pierderile care trebuie acoperite în cazul bolilor atipice ale animalelor, care ar trebui acoperite și din bugetul comunitar și nu doar din bugetele locale. Această discuție vine după ce de curând a fost confirmat în România un caz atipic de boală vacii nebune, după analiza unei bovine sacrificate la sfârșitul anului trecut într-un abator din județul Dâmbovița. Carnea provenită de la animalul bolnav a fost oprită să ajungă pe piață. România și Bulgaria nu au reușit să obțină de la Uniunea Europeană compensații suplimentare pentru producătorii de lactate afectați de embargoul rusesc. Această nouă veste proastă pentru fermieri a venit chiar din partea ministrului bulgar al agriculturii și este una dintre concluziile întâlnirii de ieri a Consiliului Miniștrilor de Resort de la Bruxelles. După analiza prețului laptelui și al produselor lactate în toate statele membre ale Uniunii, Consiliul a decis că nu există o criză în industria lactatelor și nu sunt necesare măsuri de urgență. Potrivit forului european, o nouă radiografie va fi făcută în martie, până atunci situația va rămâne sub monitorizare. În noiembrie 2014, Ministerul Bulgar al Agriculturii anunța că prețul laptelui în țara vecină a scăzut cu 14%. Ministrul Desislava Taneva a explicat că 6 state au fost de acord cu măsurile de sprijinire a industriei lactatelor. Comisia Europeană a anunțat în 2014 că va oferi producătorilor de legume și de lactate, ce înregistrează pierderi în urma embargoului rus, compensații în valoare de 344 de milioane de euro. În august 2014, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care interzice importurile de produse agricole și alimentare provenite din țările care au impus sancțiuni Rusiei în contextul crizei din Ucraina. Lista include produse din carne și lapte, precum și fructe și legume provenite din Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Australia și Norvegia. Estonia, Lituania și Letonia vor să importe prioritar produse agricole din Republica Moldova. Ministrul în exercițiu al agriculturii din Republica Moldova, Vasile Bumakov, a declarat pentru Agenția de Presă Națională că a participat la Berlin la discuții pe acest subiect cu omologii săi din țările baltice. Ministrul Agriculturii din Estonia, Ivari Padar, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova în procesul de integrare, reformare și restructurare a sectorului agroindustrial prin acordarea unei asistențe tehnice. Am convenit să organizăm un eveniment de promovare a produselor agroalimentare moldovenești în Estonia. Partea estoniană ne va facilita valorificarea oportunităților de comercializare a produselor noastre agroalimentare în marile rețele de distribuție din această țară. Anul trecut, Rusia a interzis importurile de fructe, sucuri și conserve din Republica Moldova. Pe lista interdicțiilor agroalimentare au fost de asemenea trecute și importurile de carne, pește, fructe și legume din Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Australia și Norvegia, în replică la sancțiunile impuse Moscovei de Occident în contextul crizei din Ucraina. 4 din 10 români spun că economia a suferit un regres anul trecut față de 2013. Astăzi, din ce în ce mai mulți conaționali privesc anul următor cu încredere. Un sfert dintre ei așteaptă ca economia să meargă din ce în ce mai bine. O treime dintre români spuneau în decembrie că situația financiară a familiei lor este mai dificilă decât în urmă cu 12 luni, în vreme ce 16% dintre locuitori credeau că aceasta este mai bună. Situația cunoaște o îmbunătățire față de finele anului trecut, când 44% din populație își vedea finanțele personale deficitare, comparativ cu 2013. Este prima dată în ultimii 7 ani când procentul celor care se uită cu încredere la viitorul economic al țării îl depășește pe cel al neîncrezătorilor. În privința perspectivei financiare, doar un sfert dintre cei chestionați au spus de-a lungul anului 2013 că acestea se vor înrăutăți, peste 21% fiind optimiști. Procentul celor care cred că situația bugetului va fi stabilă în viitor a crescut față de 2013, spun specialiști. Bun, am revenit, s-au terminat știrile, discutăm acum în platou cu domnul Alexandru Potor, președintele FNEGAL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnule Potor, după cum am văzut încă din prima știre, cine a tras atenția astăzi a fost galurile, grupurile de acțiune locală, finanțarea lor, mai precis măsura 19, cum este ea denumită în noul Program Național de Dezvoltare Rurală. Vedem 200.000 de euro pe gal, spuneam în știre, ar putea fi această finanțare. Și înțeleg că este o finanțare, fonduri nerambursabile, în proporție de 100% din proiectul, din valoarea proiectului. Ca să fim foarte preciși din punct de vedere tehnic, 200.000 de euro reprezintă valoarea maximă nerambursabilă pe un proiect, pe fiecare dintre proiectele care sunt promovate la nivelul grupului de acțiune locală.
într-un grup de acțiune locală, într-o strategie, într-un grup de acțiune locală, pot fi foarte multe proiecte, mai mari sau mai mici, dar limita maximă este de 200.000 de euro. Așa pe proiect, deci un gal, proiect. Un gal poate să acceseze mai mulți. Un peste gal 200. Poate să aibă în propria strategie o valoare mai mare, un număr superior de proiecte. De exemplu, în actuala programare, galurile au avut la dispoziție în total 2,85 milioane de euro pe strategie. Dacă, să spunem, în medie ar fi avut proiecte la o cifrată în jur de 100.000 de euro, ar fi putut să facă 28 de proiecte. Dacă aveau proiecte spre valoarea maximă de 200.000 de euro, probabil că ar fi făcut fiecare egal câte 14 proiecte de acest tip. Dar, în mod real, valoarea medie a fost undeva în jur de 60.000 de euro pe actuala programare 2007-2013, iar fondul disponibil total la nivelul grupului acțiune locală din România a fost de aproximativ 376 de milioane de euro. În acest nou PNDR, cam care ar fi fondul alocat acestei măsuri? 720, în jurul cifrei de 720 de milioane de euro, cuprinzând inclusiv contribuția națională alături de cea comunitară. Avem o creștere a alocării financiare pentru măsura dedicată grupurilor de acțiune locală. Dar se estimează și o creștere a teritoriilor acoperite cu grupurile de acțiune locală, așa cum menționați în știrea dumneavoastră. Se estimează, de fapt, tot teritoriul național este vizat spre a fi acoperit cu grupuri de acțiune locală. Și undeva la 11 milioane de locuitori ar fi în acest... 11 milioane de locuitori. Da. Asta în condiții în care, în mod real, se vor constitui până la dimensiunea maximă posibilă a teritoriului eligibil. Lucrul acesta, din experiență, s-a constatat că nu se întâmplă. Probabil că vom fi undeva spre 90% din total teritoriul eligibil. În acest moment unde ne aflăm? 67%. 67% este cifra de acoperire din teritoriul potențial lider. Dar, în mod sigur, e loc de mai bine, pentru că noi am estimat această cifră, proporție de 90%, o creștere practic de vreo 20% de acoperire. Și când se va întâmpla? Până la sfârșitul lui 2020 sau mai devreme? Nu, chiar acum, în perioada imediat următoare. Deci în 2015. Pentru că știrea e relevantă vis-a-vis de măsura 19, de fapt sub măsura 19.1, în planul Ministerului Agriculturii există lansarea acestei măsuri de sprijin pregătitor. Sprijin pregătitor care, de fapt, urmărește să asiste teritoriile lider, galurile, să-și facă designul viitorilor strategii. Se pleacă de această variantă preliminară. Grupele de acțiune locală vor primi o finanțare strict pe această chestiune legată de sprijin producător de maxim 20.000 de euro pentru scrierea strategiei. Ei sunt defalcați tehnic în 10.000 de euro, maxim 10.000 de euro pentru animarea teritoriului, acțiuni de promovare, de discuții cu actorii locali relevanți și încă 10.000 de euro pentru servicii de asistență la scrierea strategiei. Teoretic, după ce se depășește această măsură de sprijin pregătitor și știrea noastră în mod concret la această măsură o vizează și ea în discuție pe care am purtat cu Ministerul Agriculturii, această măsură a fost avută în vedere. După ce se va depăși această etapă de sprijin pregătitor, probabil că Ministerul Agriculturii va deschide linia dedicată strategiilor mari, așa cum le spunem noi, 19.2, cea care este alimentată din cei 700 și ceva de milioane de euro de care vă spuneam. Deci, practic, acolo va fi concentrarea foarte mare de efort, dar și acea linie va fi deschisă probabil la mijlocul acestui an. Vorbim de un PNDR 2014-2020, care se spune că ar fi un program cu cei mai mulți bani de până acum, care se acordă pentru agricultură, pentru dezvoltare rurală. Și de asta spuneți că și conform și pentru galuri este o creștere a cuantumului acestei sume. Până în acest moment avem 67%. Știm că undeva ministerul la începutul acestui an a dat publicității gradul de absorție per total al fondurilor europene. Era undeva în jur de 60%, dacă nu mă înșel. 80% din ultimele cifre pe care s-ar putea să, să le... Cu totul. Da. Cu totul. Acum, galurile, cum au stat la capitolul absorției de fonduri per total, dacă ne puteți da un procent? Istoria e un pic complicată, dar merită discutată, pentru că trebuie să plecăm de la următorul principiu. Grupurile de acțiune locale sunt parteneriate public-private, deci asocieri. Știți că se vorbește foarte mult despre nevoia de asociere și tarele pe care România le are în domeniul asocierii și de ce totuși asocierea nu funcționează în România.
Inițial, și asta discutam cu colegii chiar zilele acestea, pentru că am avut o serie de conferințe realizate împreună cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală la Oradea, la Piatra Neamț și la Pitești, chiar astăzi s-a încheiat o asemenea conferință. Inițial, la mijlocul anului 2013, exista o temere foarte mare și la nivelul Ministerului Agriculturii, dar și la Bruxelles, că în România grupurile de acțiune locală nu vor avea succes. Pentru că au fost lansate foarte târziu, majoritatea dintre ele a semnat contract de finanțare pe parcursul anului 2013, cei mai fericiți dintre colegi au semnat în anul 2012. Deci un timp foarte scurt la dispoziție pentru a implementa o strategie de dezvoltare locală, lucru care e destul de complicat. Și tehnic vorbind și în ceea ce privește pregătirea personalului. Cu toate acestea, și evoc momentul în care Comisarul European de la acel moment, în 2013, a venit în România pentru a lansa noua politică agricolă comună și discuțiile vis-a-vis de noua politică agricolă comună, a venit la București și împreună cu reprezentanții Ministerului și-au exprimat temerile că LEADER va fi un eșec, tot plecând de la această idee că totuși asocierea în România nu prea merge, e o abordare foarte nouă, de jos în sus, la nivelul care proiectele se selectează prin comitet de selecție local, că poate oamenii nu sunt suficient de pregătiți, că poate experții agenției de plăți și autorități de management încă nu sunt obișnuiți cu această modalitate de a face distribuția fondurilor europene. Eu consider că am produs o surpriză plăcută și asta a fost și unul dintre obiectivele principale ale Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală pe care o reprezint, de a da asistență colegilor și membrilor Federației GAL-urile din România să implementeze cu succes strategiile pe care fiecare și le-au propus. La sfârșitul anului trecut, în noiembrie, deja se vorbea de faptul că la nivelul GAL-urilor se depășise nivelul de contractare de 100%, era undeva 100,09%, aproape 101%, dar depunerea de proiecte la nivelul GAL-urilor a continuat și astăzi cred că la ora actuală încă nu am cifrele exacte pentru a putea să discut pe hârtii, suntem undeva în jur de 110-115%, deci practic pe un trend de supracontractare. Asta înseamnă, practic, că am recuperat într-un an și jumătate, de la mijlocul 2013 până la începutul 2015, am recuperat foarte bine un decalaj care era înregistrat din 2007, când teoretic ar fi trebuit să înceapă implementarea PNDR 2007-2013. De aceea sunteți și așa de optimist în privința procentului de 90%, nu? Da, într-adevăr, asta este motivația, pentru că interesul a crescut foarte mult. Această modalitate, această asociere între public și privat, mixul de proiecte care sunt propuse în cadrul strategiilor de dezvoltare locală, care interesează și autoritățile publice locale, dar și agenții economici, dar și reprezentanții societății civile, s-a dovedit a fi foarte bun pentru teritorii. Și ne-am adaptat suficient de repede, zic eu. 163 de galuri și-au constituit echipe tehnice proprii. Fiecare gal are o echipă compusă între 5 și 7 experți, care în timp a reușit să deprindă tainele gestiunii fondurilor europene, felul în care trebuie să fie animat teritoriul, cum să fie sprijiniți beneficiarii, ce se întâmplă cu proiectele, cum trebuie discutat cu agenția de plăți, care este relația cu autoritatea de management. Trebuie să recunosc că ăsta a fost și un motiv pentru care noi ne-am asociat la nivelul FNGAL al Federației, pentru a stabili un parteneriat, pentru că noi ne considerăm că suntem în parteneriat cu Ministerul Agriculturii. Nu totdeauna lucrurile merg domol, dar avem o abordare tehnică și o abordare realistă. Atunci când ceva se împodmolește, preferăm să discutăm cât se poate de tranșant, cu argumente. Și dacă soluția pe care noi o propunem la nivelul Federației și a grupului de acțiune locală este mai bună, ea în general este acceptată de către minister. Chiar mă bucur foarte mult la sfârșitul săptămânii trecute, de fapt nu, chiar luni, am primit o adresă de acceptare a unui decalării unui termen tehnic de depunere a proiectelor, care pentru noi era foarte important. S-a dovedit că după o deliberare chiar mai greoaie la nivelul ministerului, pentru că au trebuit să fie îndeplinite multe etape birocratice, avize și semnături pe hârtii, lucrurile s-au reglementat pozitiv și asta dă încă o dată speranță colegilor noștri că vor putea să implementeze toate proiectele, să absorbă banii aceștia până spre 90 și ceva la sută, poate chiar mai mult
90%. Uitându-mă pe documentarea acestei emisiuni, am observat și m-a surprins faptul că galurile, sau cea mai puțină densitate de galuri, să spun așa, este în zona aceasta de sud, în zona limitrofă București, județul Ilfov și pe lângă. Într-adevăr, mai sunt și alte zone, dar tocmai aici, dacă spunem că aveți un parteneriat foarte bun cu Ministerul și aveți undeva o absorție de peste 100% din fonduri. De ce București? Contractarea este adepășit 100%. Acum suntem în procedură de a definitiva și absorpția și ne concentrăm pe partea de absorpție. Vreau să să preiau ideea dumneavoastră și cred că intuiesc ce vreți să întrebați. De ce totuși în Ilfov nu s-au creat grupuri de acțiune locală? Pentru că unul dintre principiile de dezvoltare care este promovată prin intermediul LIDER este sprijinirea zonelor defavorizate cu o populație relativ puțin densă. Iar localitățile din jurul Bucureștiului, în județul Ilfov, au o densitate a populației foarte mare. Ceea ce oarecum a descalificat și a descurajat comunitățile din jurul Bucureștiului să devină galuri. Lucrurile s-au schimbat de la fișa măsurii din 2007-2013 pe cea prezentă 2014-2020 și sunt sigur că și comunitățile din jurul Bucureștiului vor fi cuprinse în grupuri de acțiune locală. Deja știu că există intenții de coagulare a unor asemenea entități. Mă bucur pentru cei care încearcă să dezvolte și pe această direcție sectorul agricol din jurul Bucureștiului, pentru că noi căutăm la nivelul grupului de acțiune locală să acționăm, să facem o dezvoltare de la mic la mare. Așa cum menționați, valoarea proiectelor, valoarea maximă nu este una foarte mare. 200.000 de euro, valoarea totală a sprijinului nerambursabil. Bine, relativ nu e mare, 200.000 de euro sunt mulți bani. Dar cu toate astea, comparând cu alte proiecte care sunt promovate, să spun așa, pe liniile clasice naționale, unde vorbim de milioane de euro, poate părea ca valoarea proiectelor care vin din galuri să fie destul de mică. Asta nouă ne dă oarecum o flexibilitate, pentru că, de fapt, noi ne adresăm micilor fermieri, tinerilor care vor să instaleze în mediul rural, sprijinim start-up-urile, avem o abordare mult mai flexibilă, încercând să mergem pe acel principiu că orice companie, orice inițiativă, înainte să fie mare și de succes, a fost mică. Asta este rolul galurilor. Așa se face că avem un număr apreciabil de proiecte la nivel național din sistemul galurilor. Așa cum vă spuneam, anvelopa financiară pe care am avut-o la dispoziție s-a transformat în aproximativ 5.700 de proiecte, dacă nu mă înșel, de dezvoltare mediul rural, proiecte care au vizat infrastructură, dezvoltarea fermelor, servicii non-agricole, turism, instalarea tinerilor fermieri, pregătire, cooperare și așa mai departe. Deci, practic, grupele... Această umbrelă, să spunem, s-au desfășurat activități și chiar cum sub măsuri, cum este modernizarea fermelor sau exact. Instalarea tinerilor fermieri. În strategie, fiecare gal a putut să-și prevadă toate măsurile care sunt incluse în PNDR-ul mare și chiar să propună și măsuri atipice care nu sunt văzute în PNDR-ul național. Asta este un aspect care iarăși s-a modificat dinspre perioada trecută către cea nouă, faptul că se pune mult mai mult accent la nivelul galurilor pe măsuri atipice. Se urmărește stimularea teritoriilor locale de a propune măsuri care răspund bine teritoriului, care rezolvă probleme locale, nevoi locale, chiar dacă acele măsuri nu sunt cuprinse în plan național, să spun în felul ăsta.